Evenimentul de anul nou chinezesc este acum prezent în FIFA Mobile, iar pentru următoarele 14 zile ne vom distra jucând acest event după ce Team of the Year a dispărut în această seară. Iar în clipul de astăzi eu vă explic evenimentul, prima explicație din România. Sper că această explicație va fi pe înțelesul vostru și cu toții veți ști, după ce vă uitați la acest clip, ce să faceți la Lunar New Year și ce jucători vom putea obține sau ce premii vom putea obține. Este un eveniment foarte bun, după părerea mea, așa la primele analize, pentru că, după cum vedeți, sunt doar 25 de minute de la începutul acestui event, încă n-am jucat la el, dar l-am analizat așa, pas cu pas, să vedem la ce se referă și acum să vă spun vouă concluziile, că eu am tras niște concluzii pe care o să le rostesc în clipul de astăzi. Dacă doriți, bineînțeles, să deveniți membru pe acest canal, puteți să accesați secțiunea de alătură-te. Membrii au săptămânal niște filtre de sniping exclusive cu care fac și ei milioane de bănuți. După cum vedeți, am și eu în sfârșit peste 50 de milioane în club și n-am. Hai să vedem exact cât am, 55.220.000, plus că mai am niște rezerve aici frumos pe market, hai să vi le și arăt, pentru că încă nu le-am băgat prin echipă, un Virgil van Dijk, un De Vrij și așa mai departe, un Hazard, deci sunt niște rezerve de vreo 20-30 de milioane. Dacă doriți să faceți și voi coin, și astea 50 de milioane sunt doar din investiții făcute, filtre exclusive, metode exclusive, contactați-mă pe Instagram, Florentin_YouTube, dar bineînțeles, chestiile astea sunt contra cost. Dacă vreți ceva pur și simplu free, trebuie să așteptați un anunț la story pe Instagram sau pe comunitatea aici pe YouTube. Pentru asta trebuie să fiți bineînțeles abonați, deci abonați-vă la acest canal pentru filtre free sau dacă doriți să și plătiți pentru niște filtre extraordinare, vizitați secțiunea Alăture-te sau contactați-mă pe mine pe Instagram ca să vă dau mai multe indicații. Acum hai să trecem la subiectul central al acestui videoclip, Lunar New Year explicat, primul videoclip în România. Să vedem la ce se referă anul acesta, anul nou chinezesc. Să vedem cum se joacă, care ar fi cea mai bună strategie, cam cât timp ar trebui să irosim pentru a juca la evenimentul ăsta, dacă chiar îl irosim timpul sau este benefic pentru a crește în FIFA Mobile, asta vedeți în clipul acesta. Deci urmăriți-l cu pasiune în următoarele momente sau în continuare, cum vreți voi să o spuneți, pentru că nu veți regreta acest lucru, nu vreau să mă lungesc foarte mult, vreau să vorbesc maxim 8 minute despre acest eveniment, să vi-l explic cât de cât pe înțelesul vostru, deci deja am lungit-o cam mult cu introducerea. Avem din introducerea asta deja vreo 3 minute, deci hai să trecem la cuprins că deja v-ați enervat. Bun. Avem energie specială, energie lunar. Da? Energie lunară pentru acest eveniment Lunar New Year. Ce facem noi cu energia aceasta o să vă arăt eu imediat, dar hai să vedem mai întâi cum obținem energia. Deci cu toți am primit, după cum vedeți, 18 energii la începutul evenimentului. Mai putem lua energie uitându-ne la aceste reclame. Dacă aveți probleme cu reclamele, descărcați aplicația Turbo VPN sau orice aplicație VPN de pe Magazine Play sau de pe App Store. O deschideți pur și simplu, intrați după aceea pe FIFA Mobile și o să vă meargă reclame. Dacă nu vă merge nici așa, vedeți că sunt clipuri explicative pe net ca să vă meargă până la urmă, da? Dar asta cu Turbo VPN e cea mai simplă metodă ca să deblocați voi reclamele. Avem 3 reclame pe zi, fiecare ne aduce câte 5 puncte lunar, adică energie de asta lunară, sau mai putem lua și niște pack-uri cu bănuți. Pentru 80 de energii lunare o să ne coste undeva la 8 ori 15.000 de bănuți, 8 ori 10.000 80.000, 5 8 ori 5.000 este 40.000, deci 80.000 cu 40.000, 120.000 de bănuți pentru 7 zile. Și astfel mai obținem 80 de energii de-astea lunare. Nu știu dacă ne vor fi folositoare energiile aia, probabil foarte folositoare ne vor fi. Hai să vedem acum care e treaba cu evenimentul, cu meniul ăsta foarte stufos, dar e simplu, după părerea mea. Hai să vi-l explic și vouă, să vă aduc aici în subiectul central al videoclipului, da? Hai să vedem. Deci, energie lunară, da? Ce facem noi cu energia lunară? O cheltuim aici. Cum o cheltuim? Avem două feluri de drumuri, da? Două șosele. Șoseaua normală și șoseaua hard.
pe care șosea vrem noi să mergem. Hai să vedem care este diferența între șoseaua normală și șoseaua hard. Deci la șoseaua normală primim la primul meci de versus attack 75 de puncte lunare. După care, la următorul meci de versus attack, care bineînțeles trebuie câștigat și acesta și primul, ca să trecem mai departe, 25 de puncte zodiac. Vorbim imediat și despre acelea. Primim și niște puncte red envelope la următorul skill game de data aceasta, după care avem două meciuri, aici primim coin și respectiv skill boost-uri, două skill game-uri, chiar trei skill game-uri, unul după altul, XP, Zodiac Tokens și Lunar Tokens. Avem și ultimul meci unde primim niște Zodiac Tokens. Bun. Hai să ne uităm la diferență, nu prea este diferență după cum vedeți, da? Vedeți? Este diferență că aici avem first win, după care nu știu ce primim la următorul win. Aici avem 100 la first win și aici avem 150, că am garantat. Da, oricum nu contează asta, pentru că la final reward-ul este la șoseaua normală de 175 puncte lunare plus șansa la 10 puncte de-astea monster. În schimb, la șoseaua hard avem 10 puncte monster garantate și 200 de puncte lunare garantate. Bun, eu după calculele mele pe zi, mai ales astăzi, putem termina de vreo 2 ori această șosea hard sau acea șosea normală, da? Deci dacă în fiecare zi terminăm de câte 2 ori șoselele astea, ajungem pe la 11.200 de puncte lunare. Puncte lunare mai putem face și din store. Hai să intrăm repede în store, după care revenim la eveniment. Deci intrăm în store aici, avem Hairbreakers, nu ne interesează ofertele astea, mergem la lunar. Bun, nici pe aici nu cred că vă interesează ofertele astea, dar vă interesează prima ofertă gratis, la care vă trebuiesc puncte monster, da? Punctele monster, după cum ați văzut, se fac la finalul liniei, la finalul șoselei. După ce ați terminat șoseaua, gata, ați primit 10 puncte monster dacă mergeți pe șoseaua hard sau aveți șansa la 10 puncte monster dacă mergeți pe șoseaua normală. Diferența este de dificultate, în rest nu este nicio diferență, dar dacă aveți vreo 100 rating, probabil vă descurcați să faceți șoseaua hard, care este mult mai bună, după părerea mea, și acolo voi merge eu, asta ar fi cea mai bună strategie. Ei bine, aici avem șansa la puncte de-astea lunare din nou. De aici mai facem noi între 15-25 dacă avem, bineînțeles, noroc. De ce spun eu că sunt importante și chestiile alea, o să vedeți voi în următoarele momente. Deci, cam 11.000 de puncte facem garantat, da? Deci 11.000 de puncte lunare facem garantat. Oricum aștept și eu calculele oficiale de la EA Sports și le anunț și eu acolo pe Instagram. Acum o să vă zic după calculele făcute de mine, nu știu cât de corecte sunt la doar 20 de minute după apariția evenimentului, vă dați seama că pot omite ceva, dar asta e partea a doua. Eu vă spun în conștiința mea ce aș fi dat eu dacă eram EA Sports la acest eveniment de 14 zile, ce reward-uri aș fi dat jucătorilor de FIFA Mobile. Și vă spun și ce am putea noi să obținem maximum după calculele astea pe care le am în momentul de față. Bun. După ce am terminat de 10 ori una dintre acea șosea, deci una dintre acele șosele, trebuie să o terminăm de 10 ori. Și îl obținem noi pe runii. 94 Endofonera, un card absolut genial, Second Striker, ce mai doriți voi de la asta, nu știu. E foarte, foarte bun. Și, na, e bun, da? Trecem mai departe la următorul capitol, care se referă la Red Envelope. Primim noi 3 puncte de-astea red în fiecare zi când ne logăm în FIFA Mobile. Ce facem noi cu punctele astea? Păi pur și simplu deschidem pliculețele astea. Pentru un plic, pentru un red de-asta, deschidem un plic. Sunt toate 24 de plicuri, deci după 8 zile ar trebui să luăm cele 3 premii garantate. Momentan trebuie să aveți super noroc să prindeți unul din astea. Aici cred că vor apărea și puncte lunar. Deci s-ar putea să mai apară și aici puncte lunar și atunci ar fi bine să deschidem pack-urile. La Zodiac Tokens, nu știu cât de bine este să deschidem pack-urile. Hai să vizităm și capitolul cu Zodiac, să vedem la ce se referă. Aici nu știu câte pack-uri vom putea deschide în total, dar vedem și noi. Pentru că dacă deschidem pack-urile astea, avem șansa la jucătorii ăștia, dar și la reward-uri. După ce luăm un jucător, bineînțeles, acesta va fi înlocuit cu un reward. Sau skill boost-uri sau bănuți.
un jucător de 93, capul de serie, pentru prima serie a acestui Zodiac, pentru că vom avea două astfel de roți ale norocului la acest eveniment. Una expiră peste 7 zile de săptămâna viitoare și cealaltă începe, bineînțeles, săptămâna viitoare și expiră peste 2 săptămâni când se termină evenimentul. Care ar fi strategia cea mai bună aici? Să ne ținem punctele și să le cheltuim peste o săptămână, da? Avem puncte strânse, le cheltuim peste o săptămână, luăm repede jucătorii, punem pe market și scoatem bănuți. Asta ar fi cea mai bună strategie. Aici, în partea dreaptă, trebuia să apară un clasament care nu știu de ce a dispărut, dar asta ar fi din nou partea a doua, un bug foarte obișnuit în FIFA Mobile. Și mergem noi acum la ultimul capitol, pentru că aici este cel mai și cel mai important, să vedem ce premii putem face noi la evenimentul ăsta. Dacă nu doriți niciun jucător, bineînțeles, din 12 în 12 ore apar premii aici, puteți să luați unul din aceste două premii sau al treilea premiu. Hai să vedem care e treaba cu acest al treilea premiu, care este Golden. Pentru a lua pe ăsta, trebuie să le luăm palea dinaintea lui, bineînțeles, trebuie să le luăm palea a doua, da? Trebuie să luăm oferta 1 și oferta 2 pentru a ajunge la Golden Offert. Da? Dacă îl luăm de 14 ori oferta Golden, o să îl luăm pe Roberto Carlos Icon Event cu Crossing, exact ca Zanetti. Deci Icon Event, Roberto Carlos. Da, din păcate, noi putem face undeva pe la 13.000 maximum. Deci 13.000 maxim. Nu se poate mai mult de atât. Free to play, clar. Dacă se va putea mai mult de atât, revin cu o rectificare la un clip probabil săptămâna viitoare, da? Dar în momentul de față, după calculele mele, ajungem la maxim 13.000. Dar și 12.000 vor fi perfecte pentru noi. Oricum, 11.000 sunt cam garantate așa după calculele mele. Dar dacă aș fi fost EA, dădeam garantate doar 9.000. Hai să vedem despre ce este vorba în următoarele momente, ca să vedem la care jucător putem ajunge maximum, da? Deci dacă nu vă interesează jucătorii, luați reward-uri de aici, apar oferte din 12 în 12 ore. Foarte bine. Da. Din păcate, Roberto Carlos ar costa undeva la 18.000 de puncte, dacă nu mă înșel. Și noi v-am zis că facem vreo 12.000, deci na, nu-i moca. Și ca să mai luați voi puncte de-astea lunar, trebuie să băgați gems și nu prea merită. Țineți gemsurile pentru Team of the Season, cel mai bine. Bun, puteți să luați și puncte Zodiac, după cum vedeți, cu puncte de-astea lunar, da? Și vă duceți acolo și vă luați jucătorul, dacă nu vă interesează jucătorii din dreapta. Dar ar trebui să vă intereseze jucătorii din dreapta. La jucătorul de 99, nicio șansă. La jucătorul de 98, câteva șanse la Rashford. Da, 12.000 de puncte costă ăsta. Eu am zis că 11.000 le cam facem așa destul de ușor, dacă facem în fiecare zi de două ori una din liniile alea. Și se cam pot face, după calculele mele, în fiecare zi una din alea două linii, da? De două ori, una din alea două linii. Dar trebuie să și câștigi meciurile de Versatecă. Cred că nu vom primi energia înapoi, după ce pierzi un meci de Versatecă. Deci trebuie să câștigăm cam tot, să jucăm totul perfect. De-aia, suntem la limită, nu știu dacă facem 12.000. E, 11.000, suntem pe acolo, la 11.000, da? Suntem pe acolo, Oyarzabal 97, destul de mișto arată. 9.000 cred că le facem garantat. Eu dacă aș fi fost EA în momentul ăsta, eu vă dădeam garantat un jucător de 96, mai ales că la Team of the Year am făcut tot așa un 96, da? Deci 96 e garantat la Lunar New Year, poate ajungem la 97, ajungem la 98, urmează să vedem asta. Aștept și eu calculele oficiale de la EA Sports ca să mă decid pe ce o să merg. Dacă nu merg pe nici unul din jucătorii ăștia, o să merg prima dată doar pe puncte Zodiac, ca să am foarte multe săptămâna viitoare, să-mi încerc norocul la roata norocului, da? Și să văd ce prind pe acolo și după aceea de săptămâna viitoare încep să strâng punctele și o să iau probabil un jucător de vreo 1500 de puncte sau de vreo 5000 de puncte, da? O să iau unul de ăsta mai slăbuț. Oricum, văd că sunt mulți la 8000-9000 de puncte, deci probabil, garantat, facem 9000 de puncte. 11.000-12.000, dacă facem, asta rămâne de văzut. Vin eu cu un alt clip în weekend, probabil.
dacă ajungem la unul din băieții ăștia de 97 sau 98. Ar fi genial un Rashford. Dar, nu știu, e cam greu. Cu niște gemsuri, 10.000 de gemsuri, uite, acest pack, 10.000 de gemsuri îl iei de 4 ori, 4 ori 500 2.000 și ești acolo. Ești acolo. Dacă facem 9.000, 5.000, 9.000, 10.000, cu încă vreo 2.000, e 11.000, 12.000, nu? Cam așa e. Cam ăsta a fost clipul de astăzi, eu sper că ați înțeles evenimentul, sper că știți ce putem să facem, v-am spus cea mai bună strategie la fiecare capitol, este alegerea voastră, deci alegerea este în mâinile voastre acum, ce vreți să faceți la evenimentul ăsta, eu vă urez multă baftă, va trebui să jucăm cam 40 de minute în fiecare zi, înmulțiți și voi 40 ori 14 ca să vedeți câte ore veți sta sau câte minute veți sta pe joc în următoare 2 săptămâni pentru a lua ceva bun la evenimentul ăsta. Până la următorul clip, care va fi probabil în weekend, când revin cu rectificări și ceva de genul, sau pur și simplu le pun la story pe Instagram ca să nu mai fac clip separat, că deja v-am explicat acum cam tot, probabil în weekend vine altceva mai interesant. Toate cele bune, v-am pupat, la revedere! A, da, și distribuiți clipul ăsta la cât mai multe persoane, ca să-l vadă și să înțeleagă și evenimentul, da? Și să se și aboneze la canal, că asta e cel mai important, să ducem canalul la 10.000 de abonați anul ăsta, dacă se poate, 2021!